ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Se va trebui ziua de naștere astăzi. Da, să știu asta. Deci, cineva ne-a rugat, prin intermediul nostru, să vă felicităm, să vă aducem sincere și frumoase felicitări cu ocazia zilei de naștere și vreau să văd dacă e chestia asta de aproximativ, de la cine vă să vă spuneți? Aveți idei? Poate de la fetele mele sau poate de la cineva psihotare. Da, am merit. Poate de la doamna Galina, care a lucrat împreună, sau doamna Tamara Pelzo. Sau eu știu, aveți eu știu. Aveți mulți oameni dragi, da? Am foarte mulți și psihotare și în țară și... Dar precis nu pot să-mi dau seama ce. Vreați-vă surpriza bine din partea fiicilor dumneavoastră? Am spus că da, pe care este foarte corect. Așa că am avut rugămintea să dăm citire unui mesaj. Nu înainte, da, de a oferi floare, șampania, tortă, la prietenii cu dumneavoastră. Nu te dăduși. Mulțumesc mult. Așa că voi trebuie să stau cu șampania jos, dacă vă este frumos. Emoții frumoase și câteva cuvinte care vin pentru dumneavoastră. Astăzi trebuie să zâmbești și să fii fericită, pentru că este o zi specială. Mama noastră dragă, pentru noi ești cel mai minunat și sincer suflet, cea mai dulce voce, cea mai mândră floare de acest pământ. Mulțumim pentru toate sfaturile frumoase și bune pe care ne-ai dat. Mulțumim pentru felul cum ne-ai învățat să ne comportăm în societate și cum să facem față obstacolilor din viață. Azi este ziua ta și îți dorim din tot sufletul multă sănătate și să te ține Dumnezeu cât mai mult aproape de noi. Pentru noi ești îngerul nostru păzitor care continuă să ne sfătuiască tot timpul. Ești ceea ce ne pune la dispoziție un umăr pe care să plânge ori de câte ori ne dorim suflet. Putem spune că suntem norocoase că ești mama noastră. Mulțumim frumos pentru toate sacrificiile făcute, pentru cuvintele frumoase și pline de înțelepciune pe care le-am primit de fiecare dată atunci când am avut nevoie. Mulțumim, mamă, pentru zâmbetul frumos și calm. Te iubim, mama noastră dragă, și îți spunem din suflet la mulți ani. Și pentru noi ești candela aprinsă a vieții, care nu se stinge niciodată, care luminează și înveghează tot timpul. La mulți ani, mulțumesc, drag și respect, da? Din fiicele dumneavoastră, Diana și Mariana. Se mai alătură ginerii, și celălalt cu micuțe. Și patru micuțe, da. Mulțumesc mult! Dar ceva, sunt foarte bucuroasă și nu m-am așteptat. Mă mândresc foarte mult cu fiicele mele, fiindcă au devenit mami. Și au și copii și doresc și lor să fie și ele pentru copii, poate de 10 ori mai bune decât noi. Îi doresc multe mult sănătate lor, ginerilor și nepoțelilor, mi-i doar să le văd că pot să fie poate să nu că nu știu. Și vă mulțumesc și dumneavoastră. Deci noi vă zice și cu asta mulțumim. Mulțumim să sănătate dumneavoastră. Cei dragi, bineînțeles, alături pentru mulțumesc!